Polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității și Serviciului Rutier au desfășurat o activitate de prevenire pe linia siguranței rutiere, siguranței online, prevenirii traficului de persoane și a consumului de substanțe cu efect psihoactiv, în mijlocul cercetașilor României Drobeta Turnu Severin, aflați în camping pe Valea Cernei. În cadrul activității s-au purtat discuții cu tinerii despre siguranța rutieră, factorii de risc și modalități de prevenire a consumului de droguri, autoprotecția în mediul online. Totodată au fost adresate recomandări privind evitarea comportamentelor de risc și adoptarea unor atitudini bazate pe toleranță și cooperare, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul școlar, având în vedere apropierea debutului unui nou an școlar. Astăzi ne-am aflat în rândul cercetașilor României, Drobeta Turnu Severin, ocazie cu care am purtat discuții interactive cu tinerii prezenți aici pe teme privind siguranța online, prevenirea traficului de persoane, prevenirea traficului și consumului de droguri și substanțe psihoactive. Totodată am venit cu recomandări privind siguranța în mediul școlar, având în vedere că urmează în scurtă vreme reluarea activității școlare. Scopul acțiunii l-a reprezentat creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor cu privire la riscurile și consecințele asociate traficului și consumului de droguri, traficului de persoane, vulnerabilitățile specifice mediului online.